Prima misiune a pompierilor români în Grecia a început în această dimineață. Operațiunea salvatorilor s-a desfășurat în zona Spatarii de pe insula Evia, acolo unde flăcările mistuie de 6 zile întreaga zonă. Deși incendiile din nordul Atenei au reușit să se mai domolească, pericolul este departe de a fi îndepărtat. Într-o primă fază, 35 de subofițeri români alături de 6 autospeciale și 2 cisterne au fost mobilizați în lupta cu flăcările de pe insula Evia. Alături de ei se află 4 ofițeri români responsabili de coordonarea primei misiuni de intervenție și menținerea unei legături permanente cu autoritățile elene. Insula Evia este în continuare devastată de incendiile masive de vegetație. Στην Evia, η μάχη θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα με πολύ δύναμη. Με πολύ μεγάλη ένταση από όλες, μα από όλες τις δυνάμεις. Η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει 2 μέτωπα. Στο νότιο τμήμα της η κατάσταση είναι σταθερή. Προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε διαρκώς. Ενώ στο βόρειο τμήμα της η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Mii de hectare de pădure din partea de nord a insulei au fost afectate, iar zeci de sate au fost evacuate. În total, peste 570 de pompieri se luptă cu flăcările din această zonă, iar la această cifră contribuie și ajutoarele venite din țări precum România, Franța, Egipt, Elveția și Spania. Mii de oameni de pe insula Evia și-au părăsit casele, iar cei rămași fac tot ce le stă în putință pentru a încerca să mai salveze ceva. I close all the windows and put water around it. În această dimineață, situația părea să se fi stabilizat în zona de nord, din jurul capitalei Atena. Cu toate acestea, temperaturile extrem de ridicate din termometre mențin amenințările în ceea ce privește izbucnirea unor noi incendii violente. This is the biggest fire I think that ever happened in the in Attica region. I would blame climate change because this heat wave that we had for about 10 days now, it's big. Okay, Greece is a hot country, but not like this. În ultimele 11 zile, peste 56.000 de hectare din Grecia au ars din cauza incendiilor de vegetație masive. În prezent sunt active 55 de focare, iar 5 dintre acestea sunt de proporții colosale.